Firmele de curierat, dar și serviciile poștale ar urma să raporteze la ANAF detalii legate de expeditor, de destinatar și de colete în cazul plăților ramburs. Și pentru moment e doar un proiect de lege. Datele de identificare ale expeditorului și numele destinatarului ar putea fi doar o parte dintre informațiile raportate la ANAF.